Continuare a acestei cântări, îngenunchem și ne smerim și cuvântul din această seară, care va fi vestit în auzul urechilor noastre, este despre rugăciune și vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, la capitolul 6. Vom citi din Scriptură, începând cu versetul 5 și încheind cu versetul 15. Matei, capitolul 6. Începem de la versetul 5, să citim cuvântul Domnului, să urmărim în Scriptură. Și mă gândesc că, fiind vorba despre rugăciunea Tatăl nostru, la versetul potrivit, la versetul 9, când vom ajunge cu citirea acolo, aș vrea să rostim împreună cu toată adunarea rugăciunea Tatăl nostru. Când vă rugați,
Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău, care este în ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru care este în cer vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Înainte de a ocupa locurile, iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, vă îndemn să ne întoarcem în jurul nostru, să ne binecuvântăm unii pe alții cu numele Domnului. Vă binecuvântăm în casa Domnului. Spunem un bun venit musafirilor noștri în această seară, grupul Elim Harmony de la Timișoara sunt împreună cu noi ca să ne conducă în laudă, în închinare la adresa lui Dumnezeu și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Le mulțumim pentru vizită, ne bucurăm că ne revedem după o perioadă de timp care s-a scurs, îi vedem tot bucuroși, frumoși, lăudând pe Domnul. În continuare, Domnul să-i țină tot așa. Salutăm și oaspeții din adunare, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei care vizitați Biserica Emanuel și împreună, mă rog, să aducem o jertfă de bun miros înaintea Dumnezeului și Răscumpărătorului nostru. Amin. În continuare, vom da loc grupului Elim Harmony să slăvească pe Domnul cu câteva cântări care le-au pregătit, apoi se pregătește corul să slăvească pe Domnul. Și apoi vom mai anunța, dar cu precădere în seara aceasta dorim să dăm întâietate musafirilor și ei să aibă timpul acesta de laudă la adresa lui Dumnezeu, fie că vom cânta împreună cântări mai cunoscute, fie că vor lăuda ei pe Domnul și noi vom fi în duh împreună cu ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare slujba. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului, ne bucurăm să fim în mijlocul noastră, să vedem atâția oameni la închinare, mă bucur să văd că este bine la dumneavoastră și căutăm fața Domnului în fiecare zi, în fiecare zi de sărbătoare. Aducem salutul bisericii noastre, fratele Dumitru Moț, păstorul bisericii Elim, transmite salutări fratelui Alin, bordului conducerii și dumneavoastră tuturor. Ne bucurăm în această seară să lăudăm pe Dumnezeu și tot ce facem aici vrem să facem spre slava Lui. Cântările pe care le-am ales sunt și vechi, sunt și noi. Sper să ne bucurăm în ele, să cântați cu noi la care se știu. Eu am dat și câteva cuvinte, se pot pune sus. Dacă îi spune prima cântare, prezența Lui mă uimește, de Domnul sunt copleșit, smerit de atâta iubire cât mie mi-a oferit. Slavă Lui, amin. Prezența Lui mă uimește,
Domnul sunt copleșit, smerit de atâta iubire cât mie mi-a oferit. Ce minunat, ce glorios, neîncetat îi voi cânta. Ce minunat, ce glorios, m-a salvat iubirea sa. Sondaj de opinie în această seară și aș pune o întrebare: câți dintre noi sunt lipsiți de grijuri, de probleme, de necazuri? Poate am găsit câteva persoane, slavă Domnului pentru ei, dar majoritatea din noi avem îngrijorări, trecem prin probleme diferite, de diferite moduri. Chiar dacă sunteți aici în America, poate mai mult ca noi, spun asta, poate mai mult ca noi sunteți puși la multe probleme și piedici. Dar am un mesaj așa de frumos și cântarea asta aduce așa de mare bucurie. Spune că noi avem un Dumnezeu așa de mare, mai mare decât orice uriaș care ne poate sta în față. Mai mare decât orice munte, mai mare decât orice semn de întrebare pe care îl avem în fața noastră. De aceea, dacă pune cuvintele, poate o învățați rapid, e o cântare frumoasă. Spune: Domnul e mult mai mare decât problema mea. Slavă Lui! Domnul e mult mai mare decât problema mea. Orice munte, oricât de tare, se apleacă în fața sa. Semnele de întrebare nu-i pot rezista. Orice munte, oricât de tare, se apleacă în fața sa. Un
umbrele mă înconjoară, dar El e prezent. Orice munte, oricât de tare se apleacă fața sa. Nici cea mai grea confuzie nu-l poate înfrunta. Orice munte, oricât de tare se apleacă fața sa. Domnul e mult mai mare decât problema mea. Orice munte, oricât de tare se apleacă fața sa. Niciodată nu-l poate egala. Orice munte, oricât de tare se apleacă în fața sa. Domnul e cel mai mare, El poate orice vrea. Orice munte, oricât de tare se apleacă în fața sa. Domnul e mult mai mare decât problema mea. Orice munte, oricât de tare se apleacă fața sa. Semnele de întrebare nu-i pot rezista. Orice munte, oricât de tare se apleacă fața sa. Domnul e mult mai mare decât problema
din nou grupul Elim Harmony va slăvi pe Domnul cu două cântări. Apoi urmează ca sora Tamara Onofrei să slăvească pe Domnul cu o cântare. Și apoi ne pregătim să aducem darurile noastre înaintea Domnului și grupul ne va conduce în cântare în comun. Domnul să bine. Următoarea cântare pe care vrem să o cântăm are un mesaj extraordinar. Domnul Iisus poartă un dialog cu noi și de multe ori așteptările noastre sunt așa de mari și trăim cu ideea că pe acest pământ ni se cuvine foarte multe și oamenii trebuie să ne aprecieze, oamenii să ne ridice, dar nu asta spune Biblia, nu asta ne-a promis Domnul Iisus. Ne-a spus că în lume vom avea necazuri, ne-a spus că poate vom fi disprețuiți, vom plăti un preț. Dar ne-a promis un lucru, într-o zi vom fi cu El în cerul Lui. Despre asta spune cântarea noastră și am vrea să fiți atenți la mesajul acestei cântări. Amin. Că-ți voi da bogății, nici că frigul nopții sau văpaia nu le vei simți. Am promis că prin toate eu lângă tine sunt. Și să nu uiți, viața e doar un trup. Eu n-am promis că tu fără teamă vei trăi sau că niciodată singur tu nu te vei simți. Dar să nu uiți, mereu te voi însoți. Totdeauna eu te voi sprijini, că-ți voi împlini întocmai așa cum ți-am promis. Al meu har te însoțește și îți va fi de ajuns. Îți dau a mea iubire ca ancoră și scut. Voi fi cu tine, voi fi cu tine. Ți-am promis că prieteni falși nu vei avea și nici că întotdeauna lumea te va admira. Dar ți-am spus că ades vei fi disprețuit. Doar cei vrednici calea o vor sfârși. Eu nu ți-am spus că n-ai să simți al morții trist sărut și nici că poți intra în odihnă Iordanul ocolind. Dar ți-am spus că întâmpin pe malul celălalt și-ți voi șterge cu dragoste lacrima. Că-ți voi împlini întocmai așa cum ți-am promis și în curând când voi veni în loc mă vei privi. Cu îngerii alături vei cânta veșnicii. Vei fi cu mine, vei fi cu mine.
voi fi cu tine, voi fi cu tine. Următoarea cântare spune: deschide-mi ochii să te văd, deschide-mi mintea să înțeleg ce-mi spui, deschide-mi inima să simt cum atingi, trezește-mă, Iisus. Amin. Iubirea ta o simt cum atinge. Prezența ta e aici, mă transformă. Cuvântul tău e plin de putere. Slava ta e aici, strălucește. Deschide-mi ochii să te trezește-mă, Iisus. Deschide-mi ochii să te văd, deschide-mi mintea să înțeleg ce-mi spui, deschide-mi inima să simt cum ating. Trezește-mă, Iisus. trezește-mă, Iisus. Deschide-mi ochii să te văd, deschide-mi mintea să înțeleg ce-mi spui, deschide-mi inima să simt cum ating. Trezește-mă, Iisus. Thank you.
Amin. Yeah.
Vă invit să ne ridicăm pe picioare, să lăudăm pe Domnul cu bucurie, din toată inima noastră și în timpul acesta aducem darurile noastre în colecta bisericii. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel. Yes.
sunt și Tu ești Dumnezeu. Să fie numele Domnului. Aș vrea să rămânem pe picioare și să rostim versetul de aur pe care îl avem în luna aceasta, verset pe care îl găsim la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. După ce vom rosti împreună versetul de aur, urmează ca fratele Cosmin Gurea Luc să laude pe Domnul cu o cântare, apoi corul mixt și apoi din nou grupul Elim Harmony. După cântarea grupului Elim Harmony, urmează să ascultăm cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze în vestirea Evangheliei pe fratele Augustin Costea. Amin. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Să rostim cuvântul lui Dumnezeu împreună ca pe o certitudine a biruinței pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când suntem în ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Ascultăm cântările amintite și apoi cuvântul Domnului. Spre Tine, Doamne, îndreptă-ți glasul, din drumul strâmb, spinos și greu. Și tot spre Tine îndrept și pasul, nedespărțit să fii mereu. Azi merg pe calea Ta, Iisuse, i-aduce slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Azi merg pe calea Ta, Iisuse, i-aduce-n slăvi-n paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Calea mea s-a năpustit, Tu ai venit cu îndurare, m-ai ridicat, m-ai întărit.
azi merg pe calea ta, Iisuse. Aduce-mi slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Azi merg pe calea ta, Iisuse. Aduce-mi slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Curând vei reveni ca mire. Atâtea semne spun acum. E foarte aproape a ta venire. Ți-aud din pașii tăi pe drum. Azi merg pe calea ta, Iisuse. Aduce-mi slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Azi merg pe calea ta, Iisuse. Aduce-mi slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Azi merg pe calea ta, Iisuse. Aduce-mi slăvi în paradis. Ne-ai pregătit comori nespuse și ne aștepți cum ne-ai promis. Și ne aștepți cum ne-ai promis.
Domnul i-a chemat pe munte, că multe încă mai avea de spus. L-a urmat în ascultare, sus pe culme până l-a apus. Cuvântul lui puternic le raduios ca vântul între flori. Promisiunile lui sfinte te purtau cu gândul dincolo de noi. O, le-a vorbit cu înțelepciune, cu răbdare i-a învățat, iar pietrele în țărână bucuroase ar fi strigat. Toți acei conduși de pace sunt fii de Dumnezeu. Cei ce nu-i șeală, lângă Domnul stau mereu. Cei ce sunt în duh săraci și cei blânzi sunt binecuvântați. El mereu păstra în minte tablou aceste multe lanțe. Iisus le-a spus și pilde, sfaturi să le fie de ajutor. Le-a spus și despre patim, de moartea lui și harul salvator. I-a îndemnat să o iubească, atât pe frați cât și pe ai lor dușmani. I-a învățat să fie bun și-a lor exemplu vrednic de urmat. O, i-a lăsat apoi pe munte și-a plecat înspre Calvar, păstra cu drag în minte ziua-n care i-a învățat. Toți acei conduși de pace sunt fii de Dumnezeu. Cei ce nu-i șeală, lângă Domnul stau mereu. O, cei ce sunt în duh săraci și cei blânzi sunt binecuvântați. El mereu păstra în minte tablou acestui munte la seara. O, el mereu păstra în minte tablou acestui munte. Dragii mei, în această seară am auzit cântări spre slava și gloria Domnului și Domnul să binecuvintează grupul la Timișoara. Cântările care le-au cântat au uns poate multe suflete și inimi care pot să fie încurajați că în anumite situații când se cred singur, Domnul a spus că El va fi cu noi, mărit să fie numele Domnului. Corul a înălțat cântări spre slava Domnului, spre slava unui Dumnezeu mare și sfânt despre care, înainte ca să intru în textul din această seară, aș vrea să citesc cuvintele unui profet despre Tatăl nostru, cel mare și puternic. Și spune despre el așa: măreția lui acopere cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc rază, acolo este ascunsă tăria lui. Se oprește, măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnic se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă. El umblă pe cărările veșniciei.
La vederea ta se cutremură munți, se năpustesc râuri de apă, adâncul se ridică și glasul lui își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc din locuința lor. Dragii mei, despre acest Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, vrea să ne spună că este Tatăl nostru. Este Tatăl nostru, căruia avem dreptul să-i facem rugăciuni. Și Mântuitorul ne-a învățat, a învățat ucenicii pe vremea aceea cum să se roage și în seara aceasta ne învață pe noi. Mărit să fie numele Domnului! Deosebirea este că în zilele noastre ale mântuirii, lucrarea de propășire a Evangheliei este Duhul Sfânt care și despre care noi ne-am rugat înaintea Domnului în această seară și de dimineață și cântările au demonstrat, El este aici. Doar depinde dacă cineva vrea să-și pironească ochii, cum spunea o cântare. Se poate să-și fie deschis ochii pentru a putea vedea, așa cum a spus profetul către slujitor, deschide-i ochii. Putem să fim în adunare și să nu știm ce se petrece. Duhul Sfânt e aici. Mărit să fie Domnul. De aceea, cuvintele pe care le-am rostit a profetului Habacuc sunt cuvinte sfinte și veșnice despre Tatăl nostru, care poate să ne asculte rugăciunile pe care să le facem înaintea Domnului. Și textul din această seară, m-am gândit să-l schimb. Data trecută, luna trecută, dacă vă aduceți aminte, subiectul predicii a fost tocmai acesta. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Și în cuvintele acestea pe care le-a spus nu gura unui om, pentru că acolo scrie clar la Ieremia, așa vorbește Domnul, nu vorbește un om. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Și în seara aceasta ni sunt descoperite niște taine în textul acesta și Mântuitorul vrea să ne învețe cu adevărat. Cu adevărat să ne învețe că suntem fii ai împărăției, că avem pe Tatăl nostru, că avem la cine să apelăm și avem la cine să strigăm în situații critice sau în vreme de nevoie, cum zice cartea către evrei, cartea Apostolului Pavel către evrei. Să putem fi ajutați la vreme de nevoie. Și textul acesta, sigur că nu este așa plăcut. Poate că a fi și nici de dorit acest subiect. Pentru că dacă stăm să studiem lucrurile și pe parcursul vremii, experiențele ne spun că este de dorit, pentru că o să descoperim câteva lucruri care ar trebui să ne însoțească pe noi și care ar trebui să le respectăm că sunt direct de la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă dumneavoastră cei ce aveți Biblia, în textul din această după masă, căci textul este trecut în calendarul Uniunii. Și textul acesta ne prezintă și ne amintește câteva personaje. În Matei 5, 6 cu 5 zice, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii. Deci aceștia sunt o grupare de oameni. Și după părerea mea, aceștia sunt cărturari și farisei despre care Domnul Iisus a avut conversații cu ei. Despre al doilea personaj, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Și apoi al treilea, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru din ceruri știe mai înainte ce îi cereți voi, mai înainte ca să-i cereți voi. Dragii mei, după acestea conversații, Mântuitorul, după ce a spus aceste lucruri, ucenicilor și celor care erau de față, apoi a adus rugăciunea Tatăl nostru, care noi am rostit-o în această seară, care suntem așa de obișnuiți ca să o spunem. Am o nepoțel, numai atât ai spune, ai dolarul și spune Tatăl nostru. Pune mânuțele la oaltă și începe să se roage. Spune Tatăl nostru.
Deci rugăciunea e extraordinar de populară și vrem să intrăm un pic în miezul care ar trebui să ne privească pe noi și ceea ce ar trebui să ne ajute pe noi ca ori de câte ori ne rugăm și ori de câte ori spunem Tatăl nostru, să fim ascultați. Deci Mântuitorul spune, iată cum trebuie să vă rugați. Și începe rugăciunea Tatăl nostru. Un lucru extraordinar pe care îl găsim în Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Dar numele Domnului este sfânt. Dar prin proclamarea noastră, prin cuvintele noastre, noi rostim înaintea lui Dumnezeu și îl proslăvim pe Dumnezeu, îl glorificăm, sfințească-se numele Tău. Nu că nu-i sfânt, Dumnezeu e sfânt și de trei ori sfânt, dar pentru că suntem copiii Lui, trebuie să-L glorificăm. Apoi să avem o dorință, o adorare, să vină împărăția și să se facă voia lui Dumnezeu, cum îi încerc să se facă și pe pământ, și apoi avem cererea după pâinea noastră, cea de toate zilele, dar aici e o problemă. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Extraordinar! E o condiție! E o condiție pe care trebuie să o aplicăm și e tare greu să o aplicăm și e neplăcut ca să vorbim, pentru că sunt atâtea cazuri în care nu putem să ne îndoim la cuvintele acestea. Iartă-ne nouă greșelile noastre precum iertăm. Și cred, sunt convins că se poate. Că Duhul Sfânt ne ajută. Mărit să fie numele Domnului. Duhul Sfânt ne ajută și se poate ca să iertăm și să fim iertați. Avertizarea Domnului Iisus Hristos este în versetul 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta greșelile voastre. Acum să nu ne ducem la păcate mari după ce am primit pe Domnul Iisus Hristos, după ce am primit mântuirea, după ce am mărturisit în fața multor martori că îl vom sluji și că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru personal și că îl vom sluji întreaga noastră viață și acum să ne dăm la păcate mari și apoi să venim înaintea Domnului, că dacă noi iertăm pe alții, ne iartă și Domnul. Copiii lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu care se feresc să se bage înapoi în mocirlă. Chiar dacă ajunge ca și omului Dumnezeu în Psalmul 40 și ajungă într-o groapă a disperării, Domnul e acela care, spunea în cântările care s-au cântat în această seară, care vine în ajutor, vine în ajutorul nostru, mărit să fie Domnul. Dar Mântuitorul face această avertizare pentru că El avea în vedere că El va depune jertfa și vom fi motivați să o facem. De aceea ascultarea rugăciunii este condiționată de iertare. Aceasta e la toate nivelele, până și la copii. Mi-aduc aminte că două fetițe, una mai mare și una mai mică, a lovit pe cealaltă în stomac, a început să plângă și era un frate care era în casă și a încercat să mângâie fetițele și să spună la aia ce-a fost lovită, iartă-o, că uite, o greșit și iartă. Nu. Trebuie să-i dau și eu un pumn în stomac, așa o iert. Deci, și erau mici. Deci, e foarte greu. E ceva de râs, dar e foarte greu. Foarte greu la oameni mari, foarte greu la copii, foarte greu la vârstnici, foarte greu. Ca după ce ai fost înfruntat, după ce ai fost nedreptățit, să poți să ierți. Și nu să ierți oricum, să ierți cum i-a iertat Hristos, mărit să fie numele Domnului. Apoi, să mergem mai departe și Domnul Iisus Hristos, când a vrut să învețe ucenicii ce înseamnă iertarea, le-a dat o pildă. Le-a dat o pildă ca să înțeleagă bine, pentru că Petru era curios, de câte ori să iert pe fratele meu? Când îmi va greși. Și dumneavoastră știți că de atâtea ori s-au amintit. De 7 ori o zis el,
Și eu zic, nu zic de 7 ori, zic Domnul, că de 70 de ori câte 7. Dar Mântuitorul, ca să poată să le dea și ucenicilor din vremea aceea, și Bisericii Emanuel din această seară, dragii mei, dacă cumva pe cineva o să ofenseze cuvintele pe care eu le spun, vă rog să treceți cu vederea și să mă iertați, pentru că așa cum a spus Pavel către cei din Efes, nu m-am ferit să vă vestesc întreg planul lui Dumnezeu și doresc din toată inima ca tuturor acelora care le-am vestit Evanghelia de atâția ani de zile pe calea credinței, să mă întâlnesc cu ei în împărăția lui Dumnezeu și să nu fie nicio pedică care să nu ajungem acolo, ci să ajungem acolo, că scopul nostru nu este numai America, am venit în America că ce-am făcut noi. Nu e aici destinația finală. Scopul nostru este la Iisus. Mărit să fie numele Lui. Și de aceea vrem cu toate forțele, tot ce putem și tot ce ne stă în putință pentru a face ceea ce a spus Mântuitorul Domnul Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Și Mântuitorul le dă o pildă și le spune ucenicilor, le-a dat pilda robului nemilostiv din Matei 18:21 și apoi la 23 spune așa, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. 10.000 de galbeni. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să se plătească datoria. Și uitați ce scrie aici. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti. Și robul, stăpânul robului acelui, făcându-i să milă de ei, a iertat toată datoria. Și aici fac o paranteză, fraților. Și noi am fost aceia oameni greșiți și Domnul ne-a iertat toată datoria. Mărit să fie numele Domnului. Acum uitați ce urmează. Urmează, stăpânul robului acelui i-a iertat toată datoria. Dar robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe un tovarăș al lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei, cu aproape nimic. Foarte puțini. A pus mâna pe el, l-a strâns de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut. S-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui, au dat de știre la stăpân. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și sunt foarte triste cuvintele acestea. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti toată datoria. Versetul 35 face o avertizare pentru toți cât suntem aici, atât pentru dumneavoastră care ascultați, cât și pentru mine care vorbesc. Și spune așa, tot așa va face Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Doamne, ajută-ne să iertăm din toată inima dacă cineva ne-a greșit. Mergem mai departe și mesajul din această seară l-am intitulat Iisus a plătit prețul iertării noastre. Vreau să vă spun ceva care este un adevăr al Sfintelor Scripturii. În cer n-au să intre oameni păcătoși. Fiți siguri, oameni iertați și păcătoși n-o să intre acolo, decât oameni iertați, oameni păcătoși, dar iertați prin sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului ne spune în cartea Efesenilor, ne spune versetul 7 din capitolul 1, în El, adică în Domnul Iisus Hristos,
avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. Dragii mei, în cer nu putem intra cu păcate. Avem nevoie să fim iertați. Ca să fim iertați, trebuie să iertăm. Ca să putem să fim noi iertați, Mântuitorul a suferit și a plătit prețul pe Golgota, a Lui să fie slava. A plătit prețul păcatelor mele și prețul păcatelor voastre. Oricine ai fi din locul acesta, în cer intrăm în jertfa Domnului Iisus Hristos și în meritul Lui, nu într-al nostru. De atunci, de când i-am jurat credință, nu facem fapte bune pentru ca să intrăm în cer, nici ca să fim mântuiți, ci facem fapte bune pentru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Mări să fie Domnul! Suntem copii ai Lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus lucrul acesta și Apostolul Pavel îl menționează. De aceea iertarea există pentru că Iisus Hristos a plătit prețul pentru ea. Primul lucru. Apoi, trebuie să ne dăm seama, să gândim cel puțin, pentru că mi-aduc aminte, câțiva ani de zile în urmă am trecut la convenție la Arizona, vreo 14 ani, cred că de atunci, la convenție la Arizona și am intrat într-o familie de aici care a avut probleme cu o altă familie și am stat până la ora 2 noaptea ca să intervin și să se împece. Și mi-aduc aminte că când a fost vorba că nu se poate să fii mântuit și nici să intri în ceri fără ca să ierți, a spus, dar ce să facă? Nu pot. Cu lacrimi în ochi, nu pot să iert. Prea mult, prea greu, prea mi-o zis, prea mi-o făcut, prea mi-o greșit. Nu pot, nu pot. E extraordinar de mare lucru ca să pot să iert. Nu pot, încerc, dar nu pot. Și la ora 2 noaptea, am reușit să ne plecăm pe genunchi și să mulțumim Domnului că Duhul Sfânt poate să ne convingă. Mărit să fie numele Domnului. Fraților, este foarte, foarte ușor și este foarte interesant că ne reținem de la foarte multe lucruri. Ne reținem de la foarte multe lucruri și facem slujbe. Și dăm bani la biserică. Sunt persoane care dau bani la biserică, care fac fapte bune, care se feresc de păcat și care o încheia legământ cu Domnul. Dar când e vorba despre iertare, încerc, dar nu pot. Fraților, Domnul Iisus Hristos nu ne-a spus că vom face ceva ce nu putem. Că ce nu putem noi ne ajută El. Măriți să fie Domnul. Pentru ca să ne dăm seama că se poate, indiferent cum ne-ar fi greșit, indiferent ce ne-o zis, putem să ne iertăm unul pe altul și să ne iertăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, nu mai mult, numai cum i-a iubit Iisus. Măriți să fie Domnul. Se poate, dar trebuie să ne dăm seama de plata care s-a pus pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele și a tale. Iisus a plătit pe cruce. Și când pui în balanță lucrul acesta, Isaia prevede cu 700 de ani înainte, prevede lucrurile despre Golgota și despre jertfa care va fi adusă și spune în 53, îmbrac cerurile cu negura de jale și le învălesc cu un sac. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare și și el îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea să ascult cum ascultă un ucenic. Pe vremea aceea, când a întrezărit, și capitolul 53 ne descrie și mai clar jertfa care se va aduce pe calvar, moartea Domnului Iisus Hristos, calvarul, jertfa, cununa de spini, crucea pe care a trebuit să o ducă, toate a fost acestea plata fără de legilor noastre. Ne-a plătit prețul nostru de intrare, de copii al lui Dumnezeu, de oameni răscumpărați, cu un sânge sfânt nevinovat, sângele Domnului Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Și poetul spune, s-a întunecat frumosul soare, pământul s-a cutremurat,
pe El, pe Iisus, nimica nu-L mai doare. Pentru noi El viața și-a dat. Pe Golgota a sângerat Domnul pentru al meu păcat. Și acolo El s-a jertfit, arătând cât de mult ne-a iubit. Și Mântuitorul menționează în Evanghelia de la Ioan, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și voi sunteți prietenii mei, măriți să fie Domnul. Dragii mei, facem slujbe în biserică, dar când e vorba să iertăm, este foarte greu. Eu cred că Duhul Sfânt despre care am vorbit, Domnul Iisus despre care am cântat, poate să ne ajute ca să ne iertăm unii pe alții cum i-a iertat Hristos pe noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Doamne, ajută-ne la aceasta! Ca să putem să ne iubim unii pe alții așa cum i-a iubit Iisus Hristos, că a murit pe cruce pentru noi. Domnul Iisus ne cere și nouă, dacă El ne-a iubit așa de mult, dacă El a fost acela care a murit pentru noi și a spus evreilor și a spus mulțimii care erau în față, îmi dau viața, nu mi-o dau pentru că mi-o ia cineva cu sila, o dau și am putere să o iau, dar o dau pentru că eu am și alte oi care nu sunt din staul acela, din staul acesta, și pe acelea le voi aduce și va fi o turmă și un păstor, marele păstor al oilor. Domnul Iisus Hristos a plătit așa de mult și ne cere și nouă. De aceea Ioan vine mai târziu, ucenicul Ioan în epistolele sale și spune clar, cine vrea să trăiască, cine vrea să creadă în Iisus, cine crede în Iisus să trăiască și el. Cum? Cum a trăit Iisus? Cum a trăit Iisus? Ne-a iubit când eram vrășmași. Mântuitorul, dacă ne vom uita în textul, în context, vom putea vedea că iubirea vrășmașului. Și Mântuitorul spunea vouă, nu la alții, vouă eu și la urmaș, zic iubiți chiar și pe vrășmași, pe vrășmașii voștri. Aceasta este din Dumnezeu, fraților. A greși este omenesc, oricine poate să greșească, dar a ierta este dumnezeiesc. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să ne umple de Duhul Sfânt, să putem să fim ascultați când ne rugăm, așa putem să împlinim cuvintele acelea despre care Scriptura a spus în Ieremia, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi descoperi lucruri ascunse. Pentru a putea ierta, avem nevoie de motivație. Deci, avem nevoie de motivație. E greu să ierți fără motivație. Trebuie să fim motivați pentru ca să iertăm. Pentru că dacă luăm în balanță lucrurile și ascultăm părerea și ală unul și la celălalt, în termenul de 40 de ani de slujbă am avut atâtea cazuri, se dovedește în așa fel dintr-o parte sau din alta căci nu se poate pentru că e prea greu ca să ierți. E prea greu, nu se poate ierta. Și Domnul Iisus Hristos, El ne spune că se poate. El ne-a ajutat. De aceea avem motivație. Avem motivație în Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Hristos pe voi. Doamne, ajută-ne! Dragii mei! Acestea sunt cuvinte simple ale Domnului Iisus Hristos, le poate citi oricine Evanghelie, le poate studia oricine acasă, dar acestea sunt valabile în familie, între frați, între frați, între copii și frați, între soț și soție, între biserică și conducere, între oricine sunt valabile cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă avem pricină să ne plângem împotriva cuiva, iertați-vă cum voi ierta Hristos, măriți să fie numele Domnului. De aceea, cuvântul Domnului ne vorbește și ne spune în al patrulea rând, căci iertarea este o condiție de mântuire. Deci nu-i glumă, fraților, nu-i glumă cu iertarea. Am găsit atâtea personaje am găsit care... O trebuie să se ierte unul pe celălalt. Și
Nu a fost greu să facă zile de lucru la biserică. Nu a fost greu să sape șanțuri dacă trebuie să torne ciment și fundațiile zidurilor unei biserici. Dar ca să se ierte a fost greu. Nu s-a putut. Nu s-a putut. Dar trebuie să putem, fraților, că e condiție de mântuire. Avem această condiție de mântuire. Am spus de la început că în cer nu vor fi oameni care să fie cu păcate. În cer vor fi oameni păcătoși, dar iertați și iertați de Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Domnul Iisus spune clar, oare nu să cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? În pilda aceea din capitolul 18, moartea Domnului Iisus Hristos este evenimentul central al universului în cer și pe pământ, fraților. Deci nu a murit Domnul Iisus Hristos ca noi să ne jucăm cu mântuirea, să ne urâm unii pe alții, să dăm mâna și să ne întoarcem în cealaltă parte sau să trecem pe alături. Nu se poate. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se iubească cum ne-a iubit Hristos pe noi. Și cine e de acord să spună amin? Ăsta-i drumul către cer. Nu există altul. Cu ură nu se poate. Cu neiertare nu se poate. Decât să ne iertăm cu neierta Domnul Iisus Hristos. Isaia cu 700 de ani v-am spus că spunea înainte scena de pe Calvar. Noi după 2000 de ani ne putem duce la imaginile care au fost acolo, la suferința care a avut-o Domnul Iisus Hristos, ca să vină la noi cu iertarea, să putem fi iertați în sângele Domnului Iisus Hristos. Apoi, un al cincilea lucru și cu asta vreau să termin, pentru că vrem să intrăm într-o rugăciune în care Duhul Sfânt să ne ajute să putem oricând ne va greși cineva. Dacă astăzi, în ziua de astăzi, nimeni nu a fost greșit și nu a greșit la altcineva, Domnul să ne însuflețească prin Duhul Sfânt ca nici de aici înainte să nu greșim. De aceea v-aș ruga să ne ridicăm în picioare și să vă amintesc cuvintele acestea despre care v-am spus, căci moartea Domnului Iisus Hristos a fost prețul răscumpărării noastre și iertării noastre și avem nevoie să iertăm și noi atunci când cineva ne greșește. Și dacă mântuirea este, iertarea este unul din condițiile mai grele, e greu, nu-i ușor, dar este unul din condițiile grele, dar se poate să ne iertăm. Este foarte ușor să obținem lucruri cerute de la Dumnezeu, dacă noi putem să facem ce ne-a spus El. Sunt cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne la aceasta! Să putem umbla smeriți cu Dumnezeul nostru. Aceasta înseamnă să iubim mila, înseamnă că trebuie să ne fie milă de semenul nostru și să-L iertăm. Nu merită, dar merită Iisus. Nu merită iertat, dar merită Domnul Iisus Hristos. El a plătit prețul păcatelor mele și eu pot să-L iert pe fratele meu. Domnul să ne ajute la aceasta și să fie cu noi. Mântuitorul spune către cărturari și către farisei, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște vinovați. Dragii mei, Domnul să ne însuflețească cu milă, unul față de celălalt, cum spune profetul Mica, pentru că Domnul Iisus Hristos spune că mila este deasupra jertfelor. Mai mult decât ai face o faptă bună, mai mult decât ai da bani, mai mult decât ai ajuta săracii, mai mult decât ai face orice altceva, mila biruie judecata. Doamne, ajută-ne să ne intrăm într-o rugăciune, să fim copii al lui Dumnezeu, să putem să iertăm, să putem să mergem pe drumul credinței ca și copii răscumpărați și într-o zi să fluturăm steagul de biruință în numele lui Iisus Hristos, care a murit pentru noi și care a plătit prețul păcatelor noastre și ne-a dat dreptul de intrare în împărăția lui Dumnezeu, cu toți la rugăciune.